Comentariul biblic, Mecartur, Noul Testament Explicând adevărul divin, verset cu verset John Mecartur Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 16 Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovară și lor. Cu niște copilași Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 32. Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 19. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Mâncând și bând. Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 34. A venit fiul omului, mâncând și bând, și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. De plângerea orașelor nepocăite. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 20 la 24. Atunci Isus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci, dacă ar fi fost făcute în tir și sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că, în ziua judecății, Va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Vai de tine, Horazine, Betsaido. Ambele orașe se aflau aproape de Capernaum, în vecinătatea țărmului de nord al Mării Galileei. Tir și Sidon, orașe feniciene de pe țărmul mării medita mediteraneene. Profeția despre distrugerea Tirului și Sidonului din Cartea Ezechiel, capitolele 26 la 28, a fost împlinită până în cele mai mici detalii. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 22 și 24 mai ușor, mai suportabil, indică faptul că vor exista intensități diferite ale pedepsei în iad pentru cei necredincioși. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 15. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Evanghelia după Marcu, Capitolul 6, versetul 11. Și, dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați în dată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Evanghelia după Luca capitolul 12, versetele 47 și 48. Robul acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Epistola către evrei, capitolul 10, versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsă să credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bat jocorii pe Duhul Harului. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 23. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma, minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Capernaum, înălțat, coborât. Capernaum, ales de Isus pentru a fi cartierul său general, are de suferit o condamnare mult mai mare. Curios este faptul că nu există nicio relatare care să spună că locuitorii acestui oraș l-ar fi bajjocorit sau ridiculizat vreodată pe Isus, l-ar fi alungat din oraș sau l-ar fi amenințat cu moartea. Și totuși, păcatul acestui oraș indiferența față de Hristos este mai mare decât nelegiuirea crasă a orașului Sodoma. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 15. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 25 la 30. O digna oferită celor obosiți. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 25. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor. Înțelepți și pricepuți. Pruncilor. Prin aceste cuvinte sunt identificați liderii evrei, descriși cu ironie ca fiind înțelepți și pricepuți, în timp ce discipolii lui Hristos sunt descriși ca niște bebeluși. Evanghelia după Matei, capitolul 18 versetele 3 la 10. Și le-a zis, adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va zmeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume! Din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare și să fie aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoată-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochii și să fie aruncat în focul ghienei. Feriți-vă să nu defăimați, nici măcar pe unul din acești micuți. Căș vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața tatălui meu care este în ceruri. Totuși, acestor discipoli Dumnezeu, le-a dezvăluit adevărul lui Mesia și al Evangheliei Sale. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 10 la 17. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: De ce le vorbești în pilde? Isus le a răspuns: Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le a fost dat că celui ce are i se va da și va avea de prisos, iar de la cei ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocea lui Isaia, care zice, Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Că inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au întins ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Și s-au audă lucrurile pe care le auziți voi, și nu le-au auzit. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 26. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 21 și 22. În ceasul acela, Isus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu știe cine este fiul afară de tatăl, nici cine este tatăl afară de fiul și acela căruia vrea fiul să îl descopere. Acest verset afirmă suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor demersurilor omenești, iar în versetul următor, Hristos afirmă că lui i-a fost încredințată sarcina de a duce la îndeplinire voia divină, o pretenție ce ar fi constituit blasfemia supremă. Dacă Isus ar fi fost orice altceva decât Dumnezeul suveran. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 28 la 30. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dignă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Acest pasaj evocă prima fericire, Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. De observat că e o invitație deschisă adresată tuturor celor care aud, dar este alcătuită în așa fel încât singurii care vor răspunde sunt cei împovărați de propriul faliment spiritual și de povara încercării de a se salva singuri prin respectarea cerințelor legii. Oamenii păcătoși răzvrătiți sunt atât de încăpățânați încât fără o trezire spirituală revărsată divină asupra lor, niciunul nu își va recunoaște profunda sărăcie spirituală. De aceea, așa cum spune Domnul Isus în versetul 27, salvarea e lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 27. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul, afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Salvarea e lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Acest adevăr al alegerii divine din versetul 27 concordă cu oferta generală din versetele 28 la 30. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 29. Lua jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre veți găsi o adică veți fi scutiți de eforturile inutile, nesfârșite de a vă salva singuri prin lucrările legii. Epistola către evrei, capitolul 4, versetele 1 la 3. Să luăm dar bine seama că, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, Niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a le ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odigna despre care a vorbit el când a zis: Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odigna mea, măcar că lucrările lui fusese răisprăvite, încă de la întemeierea lumii. Epistola către evrei, capitolul 4, versetele 6 și 9 la 11. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceea cărora li s-a vestit întâi vestea bună, n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odigna lui, se odignește și el de lucrările lui, cum s-a odignit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odigna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Odigna se referă la un răgaz permanent în grația lui Dumnezeu, fără nicio legătură cu faptele. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 30. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.